Mai donăm sânge doar dacă știm că putem ajuta un apropiat. Altfel, n-am avea niciun interes să facem un drum până la Târgu Mureș pe care să cheltuim și bani, doar ca să oferim din sângele nostru. Interesul pentru recoltări a scăzut în rândul reghinenilor de când Centrul de Transfuzii Târgu Mureș a decis să închidă punctul de donare care funcționa în policlinica de lângă poștă. Din păcate, de aproximativ 2 ani, punctul de recoltare care ține de Centrul de Transfuzii Sanguine Târgu Mureș s-a închis. Motive, din câte știu eu, sunt restructurarea activității centrului și motive și din motive financiare. Din câte știu, era ultimul punct de recoltare în afara celui din Târgu Mureș. Directorul spitalului mai spune că între instituția pe care o conduce și punctul de recoltare a sângelui era doar o colaborare. Spitalul primea sânge. În rest, nu exista nicio legătură. Spațiul în care funcționa aparținea primăriei Reghin, iar personalul era angajat al centrului județean. Deși este închis de mult timp, o bună parte dintre reghineni nu știu că acum mai pot dona sânge doar la Târgu Mureș. Ați donat vreodată sânge? Nu. Și nu doriți să donați? Este benefic pentru sănătatea dumneavoastră și pentru cei din jur în caz de accidente. Într-adevăr, așa se spune că sângele este, dar este și viața omului și fiecare răspunde pentru el. Și sângele este purtător de foarte multe boli, asta știm. Și eu nu știu dacă aș accepta și dacă aș da la cineva. Dacă doriți să donați sânge, trebuie să mergeți în Târgu Mureș, că acolo mai este doar. Dacă ar fi cineva care să aibă nevoie de sângele meu și s-ar potrivi, cu cea mai mare plăcere. Ați donat vreodată sânge? Da. Știați că s-a închis? Nu. Dacă doriți să mai donați sânge, trebuie să mergeți la Târgu Mureș, că aici nu mai aveți unde să donați. Părere de rău, să mergem dacă e nevoie. Ați donat vreodată sânge? N-am donat niciodată. Și nu ați dorit să donați? După 3 infarcturi. Și de ce nu ați donat? N-am avut timp. E un efort pentru multă lume care vrea să doneze sau poate unii se și descurajează prin simplu fapt că trebuie să facă un drum până la Mureș, renunță probabil și ca efect secundar scăderea numărului de donatori, scăderea produselor. Cel mai mult au de pierdut familiile bolnavilor care au nevoie de transfuzii. Acestea găsesc mai greu persoane dispuse să meargă până la Târgu Mureș pentru recoltarea de sânge.